Inima asta fuge constant de către Dumnezeu. Cu această inimă se naște fiecare om de pe fața pământului. Cu inima asta rea s-a născut băiatul meu Timotei. Cu inima asta rea s-a născut fetița mea Elizabeth. Cu inima asta rea se naște fiecare copil de pe fața pământului și fiecare dintre dumneavoastră v-ați născut cu inima asta rea. Și asta o spune David în Psalmul 51:5. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. În acest psalm de pocăință, în care David se pocăiește de păcatul făcut cu Batseba, el spune: eu nu am devenit păcătos pentru că am păcătuit cu Batseba. Eu am devenit păcătos pentru că m-am născut păcătos, m-am născut cu o natură păcătoasă. M-am născut cu această inclinație naturală înspre a-L respinge pe Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu și a iubi păcatul și tot ceea ce îl necinstește pe Dumnezeu. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Apoi Domnul Iisus Hristos merge mai departe în Matei 15:9 și uitați ce spune. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase și hulele. Inima omului este un incubator pentru păcat. Inima omului ghidează acțiunile în viața de zi cu zi. Și inima asta, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, este una rea, care soarbe păcatul ca apa, spune Domnul în altă parte. Dar ce-i de făcut? Că dacă toți ne-am născut cu această inimă și toți avem această inimă în noi, niciunul dintre noi nu poate să ajungă la Dumnezeu. Când am citit prima oară Biblia, m-am cutremurat. Pentru că și eu m-am mințit o lungă perioadă de timp, până la 18 ani, chiar dacă mă duc în cluburi, chiar dacă mă duc cu fete, chiar dacă mă duc și mă droghez, Dumnezeu știe că inima mea e bună. Și dacă mor, nu contează, Dumnezeu mă primește în rai. Și am luat, la un moment dat mi-a dat un fost dealer de droguri care se pocăise, mi-a dat Biblia să citesc și am început să citesc în Corinteni. Și era o listă lungă. Niciun mincinos nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Niciun curvar nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Niciun lacom de avere nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Niciun bețiv. Păi mă regăseam în jumătate din lista aia după acolo. Și am zis: Doamne, ce se întâmplă cu mine? Apoi dau peste versetul din Ieremia care spune că inima omului este deznădăjduirea și nespus de înșelător. Mă mințeam singur că o să ajung înaintea lui Dumnezeu și mă iau cu mine de cap dacă mă regăsesc în toată lista asta de păcate. N-ajung în cer! Nu mai e nicio șansă! Dar apoi am descoperit că totuși există o șansă, citind Biblia. Șansa aia este ca Dumnezeu să ia inima asta rea de piatră, așa cum spunea mai devreme fratele Ovidiu, și să facă din ea o inimă de carne. Când cineva aude Evanghelia, când cineva aude cuvântul lui Dumnezeu, iar Duhul lui Dumnezeu vine în viața lui și îl schimbă și îl naște din nou, inima omului se transformă dintr-o inimă de piatră într-o inimă de carne. Și asta este a doua inimă despre care aș vrea să vă vorbesc. Inima de carne. Ezechiel 11:19 spune în felul următor: le voi da o altă inimă și voi pune în ei un duh nou. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Inima de piatră este acea inimă insensibilă la tot ceea ce spune Dumnezeu. Nu-i pasă. E nepăsătoare. Nu dă doi bani pe Dumnezeu. Nu dă doi bani pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu dă doi bani pe biserica lui Dumnezeu. Respinge total tot ce aude despre Dumnezeu. Nu simte nimica. Nu-l mișcă absolut nimica. Însă inima de carne este inima care devine sensibilă la cuvântul lui Dumnezeu. Devine sensibilă la voia lui Dumnezeu. Devine receptivă la poruncile și la legile lui. Fundamentul relației cu Dumnezeu acum nu mai este unul rece și ritualic, ci fundamentul relației cu Dumnezeu este unul călduros, dragostea, iubirea, sentimentele sincere și autentice față de Dumnezeu. Și asta este o schimbare pe care numai Duhul lui Dumnezeu, prin Evanghelie și prin credință, poate să o producă în viața fiecăruia dintre noi. La mine s-a întâmplat asta la 18 ani, în parcarea unui mall, într-o mașină.
Mă dusesem să văd un film și am stat de vorbă cu acest fost traficant de droguri și mi-a zis Evanghelia, mi-a zis câteva lucruri legate de Dumnezeu. În ziua aceea, în decembrie 2011, am fost născut din nou. Când m-a lăsat pe podul Mărășești să mă duc acasă, mai aveam încă 10 minute de mers pe jos până acasă. A fost pentru prima oară când am vorbit cu Dumnezeu în inima mea. Pentru prima oară când eram convins 100% că Dumnezeu mă ascultă și este atent la ceea ce îi spun. Ăla a fost momentul. Ăla a fost momentul când Dumnezeu a luat inima de piatră și prin ciocanul cuvântului său a sfărâmat-o și mi-a dat în schimb o inimă de carne. Asta face Dumnezeu. Fapte 2 cu 46 este unul din versetele care sunt atât de frumoase pentru că exemplifică acest adevăr. Sunt niște oameni care vin să participe și ei la Ierusalim, la sărbătoarea de la Ierusalim. Și vin din toate națiunile. Da? La un moment dat, nu mai ajung la sărbătoare pentru că se opresc și ascultă predica lui Petru din Fapte capitolul 2. Și Petru predică acolo despre Domnul Iisus Hristos. Petru predică pocăința. Știți ce se întâmplă? Să pocăiesc vreo 3.000 de suflete în ziua aceea. 3.000 de suflete care veniseră cu inima de piatră. 3.000 de suflete care veniseră acolo cu inima asta rea și necredincioasă. 3.000 de suflete care se raportau la Dumnezeu doar prin prisma ritualului, a religiei. Dar sunt atinși de Dumnezeu. Sunt născuți din nou. Primesc Duhul lui Dumnezeu, se pocăiesc. Și uitați ce spune Biblia, fapte 2 cu 46. Putem proiecta, vă rog mult să proiectăm că e bine să vadă, frați. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie. Și cum? Și curăție de inimă. Ce aveau ei până la predica lui Petru? O inimă rea și necredincioasă care îi despărțea de Dumnezeu cel viu. Ce primiseră ei acum? Curăție de inimă. Aveau o inimă curată. Și asta era inima nouă pe care Dumnezeu l-o deduse atunci când ei prin credință acceptaseră pe Hristos și pocăința. Ei, asta e schimbarea pe care o face Dumnezeu. Și schimbarea asta este atât de fascinantă că este de la o secundă la alta. Acum ai inima de piatră și auzind cuvântul și venind Duhul lui Dumnezeu în inima ta și lucrând, ți-o transformă într-o inimă de carne. Ce lucrare glorioasă! Ce lucrare glorioasă! Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos că a făcut lucrul ăsta și în viața mea și în viața celor mai mulți dintre dumneavoastră. Însă Biblia prezintă și o a treia inimă. O inimă împietrită, dar într-un sens diferit. Vreau să vă citesc Exod 7 cu 13. Spune Biblia așa: inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Frați și surori, Moise și Aron nu îi spuneau lui Faraon gândurile lor, visele lor sau ceea ce ei doreau să se întâmple. Moise și cu Aron, atunci când stăteau de vorbă cu Faraon, îi comunicau planul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, direcția pe care Dumnezeu vrea ca Faraon să o urmeze. Deci, Faraon avea parte de revelație, de descoperire din partea lui Dumnezeu. Clar, ce trebuie el să facă în continuare? Să dea drumul poporului să plece. Însă Biblia spune că inima lui Faraon s-a împietrit în sensul în care el a rămas insensibil la ceea ce îi cerea Domnul. În sensul în care n-a arătat niciun fel de interes sau de considerație pentru ceea ce Domnul îi spunea să facă. De ce? Pentru că Faraona avea o agendă proprie cu poporul evreu, iar ceea ce îi spunea Domnului Faraon să facă nu se plia pe agenda lui personală. Și atunci a zis: eu nu iau în calcul ce îmi spune Dumnezeu. Ei, inima asta împietrită am putea să o avem chiar și noi pocăiți. Și inima împietrită, știți când este? Când Dumnezeu îți vorbește prin cuvânt, prin predică, prin îndemn, printr-un frate sau printr-o soră, cuvântul lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu și tu spui: nu se potrivește cu ce am eu un plan să fac. Și eu nu vreau să fac ce îmi zice Dumnezeu prin cuvânt, eu vreau să fac ce vreau eu. Asta e o inimă împietrită pe care am putea fiecare dintre noi să o avem.
Și cred că păcatul ăsta e cel mai întâlnit duminica după amiaza și duminica seara, când pleacă oamenii de la biserică după ce au ascultat predica. Că pe faraon, Dumnezeu o scurtă perioadă de timp l-a ținut în predici. Dar pe noi ne ține Dumnezeu de când ne-am pocăit în fiecare duminică câte două predici. Bine, la noi la Deo Gloria doar o predică. Dar avem, suplimentăm cu miercurea la Tineret și cu vinerea la Dragomirești, două, trei predici și pentru fiecare dintre noi. Da? Frați și surori, când Dumnezeu ne vorbește și ne spune ce să facem și cum să facem, trebuie să urmăm direcția pe care El ne dă. Când te împietrești, asta înseamnă că îi spui lui Dumnezeu, eu nu fac cum vrei tu, eu fac cum vreau eu. Iar modelul nostru este Domnul Iisus Hristos, care în grădina Ghețimani se pune pe genunchi și spune, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Agenda ta vreau să se împlinească. Agenda ta vreau să fie desfășurată. Vedeți, frați și surori, când cuvântul lui Dumnezeu ne lasă rece, când cuvântul lui Dumnezeu nu mai are autoritate peste viața noastră, când cuvântul lui Dumnezeu trece în plan secund, iar planurile noastre trec în plan principal, inima noastră ajunge într-un anumit sens să se împietrească. Uitați ce spune Ezechiel 3:7, dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că nu vrea să mă asculte, căci toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită. Și din nou Scriptura aleagă împietrirea și îndârjirea și încăpățânarea oamenilor de a nu lua în seamă cuvântul lui Dumnezeu. Te împietrești atunci când Dumnezeu spune ce să faci și cum să faci și tu nu vrei să faci ca El. Doamne, ai milă de noi. Ajută-ne să nu avem o astfel de inimă. A patra inimă despre care vorbește Scriptura, n-am știut cum să o definesc. Poate o definim împreună. Am încercat așa, deși nu mi-este foarte bine, să o numesc jumătatea de inimă. Dar nu-i chiar corect, că nu-i jumătate de inimă. La unii e sfert de inimă, la unii jumătate de inimă și la alții e trei sferturi de inimă. Vreau să vă citesc. 2 Împărați 10 cu 31. Uitați ce spune Biblia. Totuși, Iehu n-a luat seama, ascultați, să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului Israel și nu s-a abătut de la păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel. Mai vă citesc o dată. Totuși Iehu nu a luat seama să umble, și aici e expresia cheie, din toată inima lui. Iehu a făcut multe lucruri bune pentru Domnul la început, dar ulterior zelul lui s-a cam stins. Credincioșia lui nu a mai fost aceeași. Ascultarea lui de Dumnezeu nu a mai fost una totală, ci a început să fie una parțială. Iar atunci când Domnul îi face radiografia lui Iehu, spune, omul ăsta nu a umblat din toată inima în legea mea, în ascultare de mine. Într-o măsură a fost, că de-aia spune, n-a umblat din toată inima. Nu știu, că o fi fost un sfert, că o fi fost jumătate, că o fi fost trei sferturi, că o fi fost 80%, 90%, nu știu cât o fi fost. Cert este că Dumnezeu când s-a uitat a zis, nu-mi place că nu-i total. Eu o voiam pe toată și El mi-a dat doar o parte. Și asta e inima pe care s-ar putea să o avem și eu și noastră câteodată pe calea lui Dumnezeu. Asta e marea capcană pentru un creștin. Să fie mântuit, să primească o inimă de carne, să-L urmeze o perioadă pe Domnul cu râvnă și cu dedicare, dar apoi să ajungă să se complacă într-o stare ca a lui Iehu. Să vină la adunare, să slujească, să cânte, să dăruiască, să facă tot felul de lucruri spirituale, dar să nu facă aceste lucruri din toată inima, ci să le facă cu jumătăți de măsură, cu jumătăți de inimă, cu sferturi de inimă, cu trei sferturi de inimă. Asta e problema mare. S-aș vrea să răspundem împreună la o întrebare, frați și surori. Cât se poate de sincer? Ce pierd eu? Și ce pierdeți dumneavoastră dacă nu umblați din toată inima pentru Domnul?
că mântuiți oricum sunteți, că ați primit inima de carne. Ce pierdeți dacă nu umblați din toată inima pentru Dumnezeu? Pierdeți ceva? Haideți să vă spun ce a pierdut Iehu, că poate așa ne dăm seama. Când Dumnezeu îi face o promisiune lui Iehu, da? Dumnezeu îi face promisiunea asta în funcție de cum știa Dumnezeu că va fi inima lui Iehu, adică nu va fi din toată inima pentru Domnul. Și uitați ce îi spune, 2 Împărați 10:30. Domnul a zis lui Iehu, pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea mea și ai făcut casei lui Ahav tot ce era după voia mea, fiii tăi până la al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel. Până la al câtelea neam? Până la al patrulea neam. Dar de ce până la al patrulea? Că eu știu oameni în Scriptură, recte David, căreia Dumnezeu i-a zis că nu va fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel. De ce diferența asta între Iehu și David? Vă citesc și promisiunea pentru David, 1 Împărați 9:5. Voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției tale în Israel, cum am spus tatălui tău David, când am zis nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel. Cum spune Biblia că a umblat David? Că a umblat din toată inima lui în căile Domnului. Cum a umblat Iehu? Nu din toată inima în căile Domnului. Și binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă lui David este nespus mai mare decât binecuvântarea pe care o dă lui Iehu. Și acum vin la mine și la dumneavoastră. Dacă eu și dumneavoastră nu umblăm din toată inima pe calea Domnului și pentru Domnul, binecuvântările vor fi mult mai mici, mult mai mărunte și mai nesemnificative decât binecuvântările pe care le-am primit dacă am umblat din toată inima cu Dumnezeu. Și va veni o zi în care te vei uita în stânga și în dreapta la niște oameni care au umblat din toată inima și te vei întreba de ce oamenii ăștia sunt așa de binecuvântați? Și eu nu sunt la fel de binecuvântat. De ce Domnul s-a uitat cu atât de multă favoare înspre ei și înspre mine parcă n-a turnat cu aceeași măsură? Un răspuns pe care poți să-l ții minte în ziua aceea este următorul. Poate că ei au umblat din toată inima lor cu Domnul și tu ai umblat pe sfert, cu jumătăți de măsură sau cu 3/4 de măsură. Doamne, ai milă de noi! În al cincelea rând, vreau să vă mai vorbesc despre o inimă pe care Biblia o prezintă. Inima împărțită. Și acum o să mă întrebați probabil, frate Vali, dar nu-i cam același lucru cu ce ne-ai spus mai devreme? Mai devreme ne-ai vorbit de sferturi de inimă, jumătăți de inimă, sferturi de inimă. Inima împărțită nu s-ar încadra și aici? Se poate încadra, însă eu cred că este o distinție pe care Biblia o face aici și vreau să o fac și eu. Vedeți, diferența dintre jumătatea de inimă și inima împărțită este următoarea. Jumătatea de inimă, cea despre care v-am vorbit mai devreme, nu trăiește cu pasiune pentru Dumnezeu, nu trăiește cu entuziasm sau cu zel pentru Dumnezeu, însă totuși nici nu cochetează cu păcatul. Nu face păcate scandaloase. Nu atrage disciplinarea din partea bisericii și a comitetului. Nu sunt ei așa foarte în clocot pentru Domnul, dar nici nu ai păcate mari pe care să le impuți acestor oameni. Dar inima împărțită este inima care cochetează și cu Dumnezeu și cu păcatul. Prețuiește și valorile lui Dumnezeu, dar mai păstrează niște zone păcătoase în viață unde nu-i lasă controlul lui Dumnezeu, ci acolo nu intri. Inima împărțită este cea care se îndelnicește cu păcatul. Îi place curățenia lui Dumnezeu, îi place sfințenia, îi place caracterul lui Dumnezeu, dar îi plac și anumite pofte și plăceri ale lumii. Această inimă încearcă să împace sfințenia cu păcatul și ajunge să fie o inimă duplicitară care dă la un moment dat naștere la o trăire duplicitară. Duminica e sfânt în biserică, lunea ești iar sfânt acasă și marțea faci niște păcate, de s-ar lua toată biserica cu mâinile de cap dacă ar ști ce păcate faci tu.
Cam asta este inima împărțită. Aici, cu poporul sfinților, vorbești cu pacea Domnului, cu slăvit să fie Domnul, Dumnezeu să te binecuvinteze, și cu prietenii, cu colegii de la muncă, când se fac niște glume porcoase, stai și râzi și tu cu ei, sau poate chiar faci și tu glumele alea porcoase și tu îi faci pe ei să se amuze. Asta este trăirea duplicitară. Inima împărțită este acea inimă care nu vrea ca Hristos să domnească peste ea în întregime. Vrea să mai păstreze anumite zone unde Hristos să nu intre. Vrea să mai guste din ce are lumea de oferit. Inima împărțită încă este atrasă și momită de păcat, de lume și de firea pământească. Iar Iacov 4:8 are un adevăr imperativ greu de digerat pentru astfel de oameni. Uitați ce spune Iacov. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Și acum vreau să vă spun ce am înțeles și eu. Frați și surori, vă pun o întrebare. Să zicem că azi nu-i duminică și nu suntem la adunare, e sâmbătă. Și eu cu soția mea acasă am făcut curat. Și după ce am făcut curat, e curățenie. Dar vreau să vă întreb, peste o săptămână, dacă nu păstrez curățenia, mai e curat în casă la mine? Nu mai. Deci am făcut curat astăzi, dar curățenia aia trebuie păstrată. Așa e și cu inima noastră. Când Dumnezeu a luat inima aia rea și necredincioasă și ne-a dat o inimă de carne curată, noi am primit o inimă curată. Datoria mea și a fiecăruia dintre dumneavoastră este să păstrăm inima asta curată. Și dacă cumva am murdărit-o, ce trebuie să facem conform ce spune Iacov? Să o curățăm din nou! Și o curățăm cu pocăință, o curățăm prin cuvântul lui Dumnezeu când ne umple mintea de Hristos și de învățăturile Lui și avem nevoie constant de această curățire în viața noastră. E, dar dacă nu o curățim, chiar inima asta pe care am primit-o curată ajunge într-un final să fie murdară și împărțită. Doamne, iartă-ne și păzește-ne de lucrul acesta. Vă rog să observați cât de dur este Iacov cu acești oameni. La un moment dat folosește un apelativ și mai dur și îi numește suflete preacurvare. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Eu asta, când citesc epistola lui Iacov, eu așa îmi imaginez ce reacție ar avea o biserică dacă Iacov ar fi la amvon și le-ar spune lucrurile astea în față. Păi dar nu ți-e rușine să vorbești așa cu noi? Cu noi nu vorbești cu suflete prea curvare, cu noi vorbești cu iubiți, frați și surori. Dar uitați că lui Iacov nu-i păsa foarte mult de corectitudinea politică, cum o numesc unii. Da? Să se aibă bine cu toți, să-l bați toată lumea pe spate la final. Îl interesa ca oamenii ăștia să afle starea în care se află și să facă ceva în privința asta. Curățiți-vă inimile. Așa se inimă pe care o prezintă Scriptura și îmi doresc să o am și eu și dumneavoastră, este inima dedicată total. Inima aia care trăiește pentru Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu. Și interesant este că această inimă ar trebui să-l caracterizeze pe fiecare creștin, pe fiecare membru al Bisericii Deo Gloria și al oricărei biserici locale a Domnului de pretutindeni. Vedeți, noi când vedem câte un frate sau câte o soră că arde pentru Dumnezeu, că e pasionat de Dumnezeu, că trăiește pentru Dumnezeu, ne uităm așa cu admirație și spunem în inima noastră, o, ce puțin credincioși ca fratele acesta mai sunt și astăzi. Pentru că ajung acești credincioși să fie cumva o excepție prin bisericile noastre. Când de fapt aia ar trebui să fie norma fiecărui credincios, să fie în totalitate dedicat pentru Domnul. Care este referința biblică? Deuteronom 10:12. Vă rog să observați că în pasajul acesta Dumnezeu nu vorbește cu câțiva din Israel, cu o categorie mai spirituală din Israel, cu niște oameni care și-au propus să fie mai aproape de Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește aici, în versetul ăsta, cu tot poporul evreu. Și uitați ce le spune, Deuteronom 10:12. Acum, Israele,
Ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui? Și ascultați, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Cu cine vorbește Dumnezeu aici? Cu un popor întreg. Și asta ne spune ceva, că această normă de umblare cu Dumnezeu nu era pentru câțiva din Israel. Era pentru tot poporul. Nu conta că aveai 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, 80 de ani sau 120 de ani. Asta era normă și vă rog să observați cele două direcții. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să slujești pe Domnul Dumnezeul tău. Mă îndoiesc că vreunul din biserica asta sau din oricare altă biserică îl iubește din toată inima pe Dumnezeu dacă nu-L slujește. Pentru că ele vin la pachet. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Dovada că ai această inimă e afecțiunea pe care o porți Domnului, că nu-ți mai tace gura când vine vorba de Domnul. Și a doua dovadă este că îl slujești, te pui la dispoziția Lui, ești gata să faci pentru El tot ceea ce El îți cere să faci. Putem, frați și surori, să susținem că avem această inimă? Că suntem din toată inima pentru Domnul? Doamne, ajută-ne la aceasta! Haideți să identificăm câteva domenii unde ies la iveală creștinii care au această inimă. Că poate vreți mai multe detalii. Doamne, vreau să știu dacă am eu inima asta sau nu. Vă dau câteva mai... Vă interesează să vă dau detaliile astea? Da? Mai durează un pic predica dacă vreți să vi le dau. Vă interesează? Bun. Primul domeniu în care se vede că ai inima asta dedicată total pentru Dumnezeu este în căutarea ta față de Dumnezeu. Pentru că uitați ce spune Deuteronom 4:29. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi, dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Păi, frați și surori, asta se vede în felul în care te rogi. Asta se vede în felul în care citești Biblia. Asta se vede în felul în care vii la adunare. Asta se vede în felul în care asculți la adunare. Dacă tu îl cauți din toată inima ta pe Dumnezeu, se vede pe fața ta că nu ești plictisit, că nu ești superficial, că nu vrei să se termine mai repede. Se vede pe fața ta că îți place și vrei să te hrănești cu adevărurile pe care Dumnezeu ți le aduce la programul de biserică. Căutarea lui Dumnezeu constantă și plină de pasiune și de entuziasm arată că ai o inimă dedicată față de El. În al doilea rând, se vede că ai o inimă dedicată total în pocăința pe care o ai față de păcatele din viața ta. 1 Samuel 7:3, uitați ce spune Samuel. Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezei străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Cum era Israel la perioada aceasta de timp? Păcătos din calea afară. Și Dumnezeu îi spune: dacă vrei biruință, dacă vrei rezolvare la problemele tale, pocăiește-te, dar nu te pocăi oricum, ci pocăiește-te din toată inima, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul. Vedeți, pocăința de anumite păcate pe care le-am făcut trebuie să fie autentică, trebuie să fie reală, trebuie să fie profundă, nu una superficială. Mai greșesc câteodată copiii mei pe acasă, fac prostii. Și ca să-i învăț că trebuie să pocăiască, vin și le explic. Uite, voi trebuie să vă pocăiți, e greșit ce ați făcut, trebuie să vă cereți iertare. Și ei bagă poezia. Da, parcă dau drumul la CD și ascult: Doamne Iisuse, te rog să mergi că am păcătuit, în numele Tău m-am rugat, amin. Și dă-i drumul direct la joacă iarăși. Da? Dar nu-i problemă la ei că ești mici încă. Și n-au încă naștere din nou și capacitatea lor de înțelegere a lucrurilor încă e una măruntă. Dar e mare problemă dacă eu și cu dumneavoastră facem așa după câți ani de pocăință avem. Dacă pocăința asta e superficial, e, dacă am greșit cu ceva, iartă-mă. Doamne, n-am vegheat, dacă tu ești fi întristat cu ceva, iartă-mă.
Păi nu ține. Când ești din toată inima pentru Dumnezeu, se vede la David. Da, vă aduceți aminte ce spune David? Nu putea să doarmă noaptea. Îl dureau oasele de presiunea păcatului pe care o resimțea peste el. Aia înseamnă pocăința autentică. Apoi, inima asta dedicată total se mai vede la modul cum cânți. De curând, de vreo 10 ani de zile, în bisericile noastre s-au băgat camere de luat vederi. Acum, la noi nu se filmează decât în față, dar la multe alte biserici se filmează și în sală. Și te speri că nu-ți dai seama ce se întâmplă acolo. Dacă e înmormântare, dacă e... Că toată lumea cu fețe triste, apăsate. Și nu sunt numai cântări dintre astea triste și deja. Sunt și cântări de bucurie și de veselie. Da? V-am mai povestit eu că doi copii erau pe lângă o biserică baptistă și ei nu știau ce se întâmplă acolo. Și unul dintre ei zice, bă, ia ridică-mă să văd și eu ce se întâmplă acolo. Și se uită pe geam. Se uită, vede, se dă jos și întreabă, ce fac ei acolo? Și zice copilul ăsta care s-a uitat pe geam, zice, nu știu ce fac, dar sigur știu că ceea ce fac nu le place la ce fețe au. Da? Păi fața ta, da? Asta e comunicare non-verbală. Iar comunicarea non-verbală reprezintă 93% din limbaj. Da? Prin non-verbal noi transmitem foarte multe despre ceea ce se petrece în mintea și în inima noastră. Când tu stai încruntat, trist, când te uiți, te fâțâi în stânga și în dreapta, eu știu, pe tine nu te interesează ce se întâmplă acolo. Tu nu ești implicat în cântare. Uitați cum trebuie să fie cântarea. Psalmul 86:2. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne Dumnezeul meu, și voi preamări numele Tău în veci. Efeseni 5:19. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Păi nu că unii cântă triști, unii nici nu mai cântă. Și asta nu pentru că nu știu cântare sau pentru că nu-i proiectat, ci pentru că ei nu au toată inima pentru Dumnezeu. Dacă vreți să vedeți oameni cu toată inima atunci când cântă, duceți-vă pe stadionul echipei Rapid. Și o să vedeți ce înseamnă să faci din toată inima. Nu-i unul pe stadionul ăla când dă Rapidul gol să nu urle până răgușește. Eu am jucat 2 ani la Rapid și știu despre ce vorbesc. Da? Acolo vezi pasiune, entuziasm, implicare. Și eu nu zic că acum ar trebui să urlăm aici în biserică ca pe stadion, da? Dar bucuria pe care ne-o aduce Hristos n-ar trebui să fie mai mare decât bucuria pe care l-o aduce lor a un gol? Mult mai mare. Bun, mai departe. Se vede o inimă totală, o inimă dedicată total Domnului și din credința pe care o ai. Proverbe 3:5, uitați ce spune. Încrede-te în Domnul din toată inima și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Trebuie să ne încredem în Domnul nu doar în privința mântuirii sufletului nostru, ci și în ceea ce privește direcția vieții noastre pe care Dumnezeu a trasat-o pentru noi. Iar asta trebuie să fie din toată inima. Apoi, se mai vede că avem o inimă dedicată total Domnului prin faptul că iertăm pe cei ce ne-au greșit. Și uitați cum trebuie să fie iertarea. Matei 18:35. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Când ești cu toată inima pentru Domnul, reușești din toată inima să ierți și pe cei care ți-au greșit. Ce spunem noi de multe ori? Te iert, dar nu te uit. Iertarea adevărată înseamnă să lași în spate, să treci peste și chiar să uiți ceea ce a făcut omul acel. Pentru că și Dumnezeu a aruncat păcatele noastre în marea uitării și nu-și mai aduce aminte de ele. Apoi, și acum cu predicatorii un pic, da? Predicarea trebuie făcută din toată inima. Filipeni 1:18. Ce ne pasă, întreabă Pavel? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura în continuare. Ce spune aici Pavel? Că există două tipuri de predicatori.
unii care predică de ochii lumii și unii care predică din toată inima pe Hristos. Da? Noi predicăm nu pentru că cineva trebuie să o facă, noi predicăm nu ca să arătăm ce oratori deosebiți suntem noi, noi predicăm nu ca să ne facem un nume, ci îl predicăm pe Hristos pentru că El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele oamenilor, începând cu problema păcatului și a mântuirii și culminând și cu toate provocările de zi cu zi cu care se confruntă un om. Hristos este soluția. Apoi, se mai vede că ai o inimă dedicată total Domnului în iubirea fraților. Cum îi iubești pe frații tăi? 1 Petru 1 cu 22 zice așa: deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, ascultați, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Deci în adunare nu trebuie să existe relații reci și glaciare, ci relații pline de căldură. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Când te iubești din toată inima cu frații și cu surorile, nu te auzi doar duminica la biserică, ci te suni în timpul săptămânii, te interesezi ce mai face, cum mai este. Și știu, unii dintre noi nu facem asta. Poate că cuvântul acesta ne va ajuta să înțelegem că trebuie să facem și asta. Eu vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați avut sobă? Ați avut? Ia, o mână sus așa, cine a avut sobă? Dacă băgați niște lemne în foc, da, pe la ora 10 seara, și nu mai băgați și pe la 4-5 dimineață, mai era căldură în casă? Mai era? El la mine nu era așa. Ca să fie căldură, trebuia să bași constant lemne, să menții focul. Sau, hai, am zis eu prea scurt termen. A doua zi mai era cald în casă. Nu mai era. E, ca să fie căldură, trebuie să întreții căldura. Asta e principiul. Da? Ca să fie căldură între frați și surori în biserică, trebuie să întreții relațiile astea. Ele nu se mențin de la sine, trebuie să întreținute. Trebuie să bagi acolo cărbuni, lemne, pe foc, să ardă. Apoi, munca. Asta nu știu dacă o să vă placă. Da? Dumnezeu ne spune că și munca pe care o prestăm pentru angajatorul nostru trebuie să fie făcută din toată inima. Coloseni 3 cu 23, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și contextul, vă uitați și mai sus și mai jos, vorbește despre angajați și angajatori. Biblia ne spune să ne facem treaba bine, să ne facem treaba cu responsabilitate, să nu avem două măsuri, să zicem, lasă că șeful cât de zgârcit și de lacom e, să fie mulțumit că îi fac și atâta. Nu, Biblia spune să n-ai dublu standard, să ai un singur standard. Tot ce faci, să faci ca pentru Domn. Și poate cu altă ocazie o să privim noi că cine face asta va primi răsplată chiar în cer de la Dumnezeu. Deci pentru faptul că ți-ai făcut treaba la locul de muncă, Dumnezeu îți va da răsplată în cer chiar și pentru asta. Deși nu este o slujire spirituală, dar pentru că ai arătat caracter și ai făcut ca pentru Domnul primești răsplată. Și mă opresc aici, deși mai am încă două inimi, mai aveam inima curată și inima bună, o privim data viitoare, pentru că vreau să stăm și la masa Domnului. Dacă îmi plecăm în seara asta de aici, ne gândim, Doamne, vreau și eu o inimă dedicată total. M-ai ajutat să nu mai am inima aia rea și necredincioasă care mă despărțea de tine, prin faptul că m-ai născut din nou. Dar nu vreau să am inima aia încăpățânată a lui Faraon, nu vreau să am inima aia împărțită și nu vreau să am jumătatea aia de inimă, sau sfertul ăla de inimă, sau trei sferturi de inimă. Vreau să am inima aia dedicată total. Și pentru că vreau să ne și rugăm, vreau să-l invit pe fratele Marius în față și pe sora Debora și să cântăm o cântare. Cântarea spune: o inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă în care răutatea să nu stea. O inimă în care să domnești Tu, aș vrea. Să domnească Hristos. Nu peste 40%, peste 60%, peste 80%, ci peste întreaga noastră inimă.
să domnească Hristos. Și astea să nu fie doar niște cuvinte frumoase pe care le-ați auzit la o predică. Asta să fie scopul și ținta pe care dumneavoastră să urmați cu consecvență odată plecați din locul acesta. Hristos să domnească peste întreaga mea inimă. Amin. Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. Inima curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. Care răutatea să nu stea, o inimă în care să domnește o aș vrea, o inimă deschisă pentru Tine, Domnul meu, să-ți înalțe o sanale către Tine cel mai mare. Curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă curată, Doamne, este tot ce doresc din partea Ta. O inimă în care răutatea să nu stea, o inimă în care să domnește o aș vrea, o inimă deschisă pentru Tine, Domnul meu, să-ți înalțe o sanale către Tine cel mai mare Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Și am vrea prin fratele Oti și prin fratele Silviu să ne rugăm potrivit cu ceea ce Domnul ne-a vorbit în această seară. Da, Doamne, slavă Ție! Amin, Doamne. Ajută-ne, Doamne. Amin. Amin, Doamne. Amin. Da, Doamne. Amin, Doamne.
Doamne, să le păstrăm în inima noastră, în mintea noastră și ele să ne însoțească, Doamne, și întotdeauna să ca prin puterea Ta, Doamne, să reușim să avem o inimă total dedicată Ție, Doamne. Amin, amin. Era așa, frate, în continuare să ne apropiem și de masa Domnului și să stăm la masă cu Domnul. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Era înainte să ne împărtășim cu pâinea aceasta care simbolizează trupul Domnului care s-a dat pe sine pe cruce pentru noi ca să fim mântuiți. Am vrea să avem un moment de cercetare, fiecare în inima noastră, în lăuntrul nostru. Și să ne evaluăm. Cina Domnului este și un moment prielnic pentru autoevaluare, pentru autocercetare, pentru autocântărire. Unde sunt eu în relația mea cu Dumnezeu? Unde sunt eu în planul acesta pe care Dumnezeu l-are cu viața mea? Mă găsesc în ascultare? Mă găsesc în urmarea lui Hristos, mă găsesc în credincioșie, mă găsesc cu o inimă dedicată total pentru El. Și dacă îți dai seama, și cred că fiecare dintre noi ne dăm seama de lacunele din viața noastră, să cerem Domnului putere pentru a ne putea schimba acolo unde trebuie să ne schimbăm. Să cerem Domnului puterea de a lua hotărâri noi și puterea de a ține cu consecvență acele hotărâri noi pe care le luăm. Fiecare dintre noi păstrează câteva secunde, câteva momente de cercetare în inima Lui. Iar apoi ne apropiem de pâinea aceasta care simbolizează trupul Domnului. Amin. Dumnezeu să asculte fiecare rugăciune sinceră și să lucreze conform cu sinceritatea pe care noi am avut-o înaintea Lui. Frați, surori, așa cum Scriptura ne spune, Domnul Iisus a luat o pâine, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi. În mod simbolic și noi am frânt pâinea aceasta care ne aduce aminte de faptul că Domnul Iisus a dat pe Sine pentru noi. În timpul în care va fi împărțită pâinea prin sală, aș dori să cântăm o cântare legată de sângele Domnului Iisus, care s-a curs pentru noi și a plătit prețul răscumpărării pentru păcatele noastre. Toți cei care l-ați mărturisit pe Domnul ca Domn și Mântuitor în apa botezului și toți cei care sunteți învrednicis prin credință să vă apropiați, vă puteți împărtăși.